Bun sistem asta la spectator, este caniculă și dacă este caniculă, trebuie să o facem în așa fel încât să ne fie bine să o ignorăm. Matei Catrinoiu, domnul Matei Catrinoiu este invitatul nostru, este președintele PNCCD de la Gorj, recent a mai primit o funcție și la nivel național, dar o să vă las pe dumneavoastră să ne vorbiți despre acest aspect și pentru că așa am ales eu titlul acestei emisiuni, că este caniculă și la propriu și la figurat, o să vorbim și despre ceea ce înseamnă toate aceste arderi și mogniri la nivel politic pe scena noastră internă. Vă spun bun venit în emisiunea noastră, Panorami Gorjan. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că ne revedem după o perioadă un pic mai îndelungată, dar... Și mai răcoroasă. Niciodată nu e prea târziu. În ceea ce privește problemele cu care noi ne-am confruntat în ultimul timp, vreau să vă spun că am trecut prin o perioadă de alcalmie, să zic așa, dar am fost la congresul partidului unde am fost reales în funcția de vicepreședinte al partidului. Felicitări! La nivel național. Acest lucru îmi creează o serie de obligații dar eu care am fost și rămân un soldat credincios Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, pentru care timp de 25 de ani n-am precupețit niciun efort, uh, mergând alături de toți oamenii necăjiți ai acestui tui județ și al acestei țări. De ce spun acest lucru? Pentru faptul că, din câte se observă, parcă am fost blestemați, să zic așa, deși nu văd de ce, pentru că această țară a fost în bătaia puștilor tuturor acelora care ne-au înconjurat în decursul timpului. Dar, fiind așezați cu frica lui Dumnezeu în arcul carpatic, cu mare credință și cu mare probitate și responsabilitate, poporul acesta de fiecare dată s-a adunat și a făcut față cu brio la tot ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că există un popor în lumea asta mai dăruit decât poporul român. Nu cred că există popor care să fi strâns cureaua atât de mult cum a strâns-o acest popor. Ați venit de la un congres și bănuiesc că și acolo ați discutat despre perspectivele pe care ar trebui să le aibă România într-o, să spunem așa, verigă ascendentă vis-a-vis -vis de domeniul social, de cel politic, de tot ceea ce ne guvernează existența. Ce anume s-a discutat în plan concret? pentru uh, oamenii acestei țări, care de fapt cărora de fapt dumneavoastră vă adresați. Uh, nu trebuie să excludem și faptul că foarte mulți uh, gândesc despre acest partid ca fiind unul de domeniul trecutului, uh, prin autoexcludere, uh, președintele dumneavoastră Aurelian Pavelescu, spunea de fapt că uh, în acest an a făcut și o curățenie, a fost pentru prima dată când a făcut o curățenie în acest partid și a înlăturat oamenii de rea credință. Uh, astfel că, iată, venind de la uh, această dezbatere, ce le spunem telespectatori? Aș vrea să vă spun că spre marea măhnire a multora din țara asta, că încă Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat prin oameni de mare valoare și oameni care uh, nu au uitat trecutul acestui partid, Dorind cu toată ardoarea să continue prezentul, pentru că degeaba am avut un trecut glorios dacă nu avem și un prezent. Faptul că acest partid creștin-democrat a rezistat a rezistat datorită faptului că oamenii de rea credință au încercat să îngenunche acest partid și să-l reducă la tăcere. Dar, s-a demonstrat încă o dată că valorile perene ale acestui partid au rezistat, că oamenii acestui partid care au fost de bună credință au rămas fideli acestui partid, fără să stea cu mâna întinsă cum stau alții și cum au făcut, au procedat celelalte partide să ceară și să nu dea nimic pentru această țară. Să nu uite românii și nici gorjenii că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat nu numai că a dat cel mai mare tribut de sânge, 300 de mii de țărăniști au uh, fost în temnițele comuniste, marea majoritate sau o mare majoritate din acești oameni pierind odată pentru totdeauna s-a luat fruntașii partidului și au făcut închisori. Uh, am mai spus-o și o repet Părintele meu a făcut 8 ani de închisoare și, nu cel puțin, eu consider că nu am dreptul să greșesc nici față de gorjeni și nici față de, a, mai cu seamă, față de partid. N-am stat cu mâna întinsă, nu voi sta cu mâna întinsă, am dat tot ce am putut eu pentru propășirea și pentru a merge în fața acest part, acestui partid, pentru că așa ar trebui să facă toți oamenii politici. Bine ați punctat, așa ar trebui să facă totuși când omul politic ajunge la putere, îi se schimbă oarecum întreaga atitudine. De de, ce? de 25 de ani, poporul român a fost îngenuncheat de camarilele formate în decursul timpului nu pentru a ajuta românii, nu pentru a face ceva pentru această țară. Gândiți-vă că unul din barca cealaltă spunea că poporul român își va reveni după 25 de ani. S-a adevărat că nu a avut dreptate. Probabil ne mai trebuie încă 10-15 ani, pentru că acești oameni, care au fost învățați doar regula adunării, fără să scadă nimic din ceea ce și-au propus, au îngenuncheat acest popor. Românii trebuie să nu se mai lase păcăliți, amăgiți și probleme de acest gen. Aș vrea să spun următoarele lucruri. Partidul Național Țărănesc, creștin-democrat, este singurul partid care are în structurile sale și are cea mai bună sau cel mai bun sistem de organizare. Cel mai bun sistem în ceea ce privește modul în care trebuie abordate problemele politice, atât cele micro cât și cele macro, este singurul partid care nu a trădat niciodată. Am fost la guvernare în 96-2000, partenerii noștri nu și-au asumat niciunul dintre ei guvernarea, deși Partidul Național Țărănesc avea doar 16% la vremea respectivă și-a asumat guvernarea Guvernul, da, premier. pentru că am considerat și bine am făcut, am considerat că atâta timp cât vrei să faci ceva, trebuie să ți-asumi. Din păcate, cei care au fost alături de noi... Ne-au trădat, nu au făcut bine, pentru că, vedeți, o ce s-a întâmplat, da? unul sau două persoane de la PNCCD au capotat și au ajuns după gratii. Restul partidului, miniștrii și toți cei care au coordonat în perioada 96-2000, și vreau să vă spun că bazele, bazele, intrării în comunitatea europeană, bazele în uh, uh, intrării în NATO, NATO da. uh, și relațiile pe care le-a creat în lumea europeană uh, și în lumea nord-atlantică a fost Partidul Național Țărănesc-Creștin-Democrat prin marele om politic Corneliu Coposu, care a fost un om de o înaltă probitate, un om care a dat dovadă că știe să facă politică, ne-a afiliat la Internaționala Creștin-Democrată, această afiliere ne-a adus respectul celor din uh, uh, internaționala creștin-democrată suntem singurul partid care este respectat și care nu a fost dat uitării noi avem în structurile uh, popularilor europeni oameni care ne fac cinste și oameni care încearcă să apere uh, drepturile acestui partid istoric care chiar dacă vor unii Martirul El se încăpățânează să, să reziste. Nu? Să reziste și va rezista indiferent de ce probleme se pun. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă nu cumva este un minus pentru un partid politic modul în care își alege membrii de partid? Se pune mare accent acum pe numărul oamenilor care intră în partid și poate mai puțin pe calitatea umană, pe pregătirea sa, care este foarte importantă. Că odată ajungi acolo sus, Ocupă niște funcții. Trebuie să confirmi funcția care ți s-a dat și atunci lucrurile merg pe făgașul cel bun. Dacă ai o altă pregătire decât cea necesară în locul respectiv, iată, dă cu, cu minusuri grave în socialul unei, unei țări. Aș vrea să vă spun pentru ca eu. Am să vă dau doar uh, exemplul meu, dar... Uh, și ne referim uh, la toți două să se înțeleagă, da. că nu uh, Vreau să avem vă spun nimic că nimic. în toată această perioadă am căutat să mă perfecționez în continuu, să studiez foarte mult și să, ca să pot să fac față oricărei discuții. I-am invitat de foarte multe ori pe mulți prieteni cu ghilimele de rigoare, fără ghilimele de rigoare, pentru a discuta problemele acestui județ între oglindi paralele. Deci parteneri politici să le Parteneri zicem politici, da. oameni care nu au dorit niciodată acest lucru. De ce? Pentru că ei nu au nimic de spus. Nu au nimic de spus pentru că nu au făcut nimic pentru acest județ. Credeți că dacă erați la guvernare, dumneavoastră ați fi putut face mai mult, nu știu, în condițiile actuale, că dumneavoastră, iată, faceți mai multe drumuri de București, sunteți mai mult angrenată în lumea politică decât noi, cei care suntem societate civilă. Credeți că cineva, în condițiile actuale, de 25 de ani încoace, așa cum au mers lucrurile și s-au perindat și a fost o guvernare pe un, un vot care a dat o alternativă la guvernarea precedentă și tot așa, credeți că se putea face ceva și cum? Și cine? Vreau să vă spun, ca un om care este foarte implicat în multe uh, situații cheie, uh, eu, făcând uh, lichidări judiciare, vă dați seama că am avut ocazia să cunosc lucrurile de la rădăcină. Uh, ceea ce am constatat este modul haiducesc de. Care s-au folosit oamenii de la putere pentru a ajunge la fonduri imense de bani, fonduri care le-au intrat în propriile buzunare și pentru care uh, s-au bătut cu multă ardoare. Dacă acele fonduri ar fi mers acolo unde trebuie, la ora actuală, județul acesta ar fi tăiat ca briciu. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, au fost refuzate foarte multe fonduri, dar știți de ce? Pentru faptul că nu au găsit acea modalitate prin care să-și primească parandărătul. Au pierdut miliarde de euro care venea pe infrastructura privind modul uh, de ecologizare al zonelor miniere. Vorbiți acum de investiții care s-ar fi putut face da. și nu s-au făcut. Și... Uh, bănuiesc că vorbiți și din perspectiva omului care are un cuvânt de spus în comisia de dialog social, stimați telespectatori, că nu v-am făcut o întreagă prezentare pentru cine nu vă cunoaște, că nu este numai liderul unui partid politic al PNCCD de la Gorj, dar este și lichidator uh, judiciar, cum a zis, este și șeful patronatului, nu, da. firmelor uh, din uh, Oltenia da, firmelor mici și mijlocii. Ce, ce să vă mai uh, spun? cum să vă mai fac CV-ul? Că... Deci vreau să vă spun uh, pe lângă alte calități sunt și expert în domeniul termoenergetic de care trebuia să țină cont și vreau să le atrag atenția, să le bat obrazul tuturor acelora care în mineritul din Gorș. În îngenunche, uh, au îngenuncheat termocentralele și astea. Exista soluții prin care și încă o dată accentuez, prin care se putea nu da afară 2500 de oameni ci a angaja 3000 de oameni. Pentru că vedeți faptul că pentru unii buzunarul lor este mai aproape de bani decât buzunarul amărâților de gorjeni a făcut să se întâmple aceste lucruri. Numai uh. ecologizările de zone Putea să ne aducă atâția bani încât cel puțin 4-5 județe puteau să își trimită oameni care să muncească în goaș. Când vorbim de ecologizare, mă duce gândul iar la titlul emisiunii noastre, caniculară asta, că și dacă s-ar merge acolo unde ziceți, uh. poate s-ar reduce și din efectele Astea de seră, și câte nu s-ar putea păi face. Efectele dar... astea au fost create. Și trebuie să o spunem cu multă responsabilitate, au fost create datorită faptului că au tăiat pădurile Gorjului și pădurile acestei țări le-au ras de pe fața pământului. Rușine să le fie pentru că tot ceea ce au făcut, au făcut cu bună știință și uh, era uh, au creat niște situații destul de grave. Bine, aici este, să știe, s-a dus o campanie și de presă, de împădurire, deci tot românul este foarte, să zic așa, supărat pe ceea ce s-a întâmplat, pentru că până la urmă pădurile hai, sunt hai, hai, oxigenul da, și verdele hai, generațiilor viitoare. Haideți să discutăm așa. De 20... Știu că ați susținut da, campania da, asta pe De 25 de ani. Dacă... Se punea de două ori mai mult cât se exploata, de 25 de ani, acei copăcei puși ajungeau la oarece maturitate. Deci păi, îi puteau tăia pe aia, îi sau, puteau, mă rog, Nu puteau să-i să... că după 50 de, ani de, după 50 de ani pot fi exploatați, dar era ceva. Deci se punea ceva în loc. Păi a ajuns crestele munților, uh, dealurilor, că alunecarea bolaje, de teren. Păi numai, nu numai asta, dar uh, se întâmplă lucruri neprevăzute, adică acele. Fenomene uh, meteo! Uh, fenomene meteo care au ras de pe fața pământului multe uh, sate, multe comune. Nu se poate așa ceva. Adică uh, nu există o țară mai frumoasă decât România, dar oamenii care sunt. Și care trebuie să diriguiască aceste lucruri Trebuie să aibă responsabilitate Trebuie să gândească Le-am spus-o și o repet Ei trebuie să gândească Nu numai la ei Că bun, fac pentru copiii lor fac Cât pentru și faci eu, până cât, la urmă Cât, sau, cât, cât o cât de să e facă. ilegal să faci dar, ca să ajungi în, da, dar, în alte Dar ei locuri. trebuie să gândească Că și nepoții lor pe ce vor păstori mâine, apoi mâine, sau pe ce vor guverna ei, că ei și pregătesc de pe acum să guverneze 200 de ani de acum încolo. Monarhia, așa. Da, nu? așa. Nu se poate așa ceva. Păi ei n-au acceptat monarhul, dar e mai ceva decât un monarh din ala care, să zicem, ar fi din ala care să radă tot de pe fața pământului. Domnule noi cu dumneavoastră nici nu mi ajunge timpul. Mi-au spus că deja mai sunt 5 minute. Iată, din da. această emisiune nici n-am apucat să vorbim foarte multe. Vă mai întreb acum de ce să mai aibă românul, telespectatorul nostru, încredere în clasa politică. Cum confirmă un politician ce, să zicem așa, existența celui căruia se adresează, celui care îi dă votul? Uh, stimați gorjeni, aș vrea să vă rog ca părinte, ca bunic, ca tot ce vreți dumneavoastră, să nu vă mai lăsați uh, duși cu preșul de oameni care îi vedeți că îi cară dubele și nu-i mai termină în continuare. Uh, dumneavoastră aveți o singură menire și puterea stă la dumneavoastră, acel vot în fața urnelor, în fața acelui buletin de vot, sunteți singuri. Nu le mai dați votul acelora care v-au înșelat uh, toate uh, așteptările dumneavoastră. Plânge Sufletul în mine când văd că cei mai buni tineri din România pleacă dincolo. Plânge Sufletul în mine când văd atâția oameni care mor dincolo plânge sufletul în mine când se umplu chiar pușcările de dincolo de români care răspund pe legile respective, mulți dintre ei prin pedeapsa capitală, adică prin moarte. Ei, acest lucru trebuie înțeles inclusiv de cei care sunt puși să conducă. Oameni buni, nu sunteți nemuritori. Iar în momentul în care începe scadența pentru fiecare, plătești, plătești de nu te vezi. Până pentru atunci, că, știți, pentru fiecare mai e și probabil de asta nu se gândește nimeni din, și la momentul acela. Din păcate, și pentru că vreau să vă spun că structurile mafiotice, pentru că eu așa le numesc și. Uh, uh, sunt foarte bine documentat în sensul acesta. Structurile mafiotice au fost organizate încă din 1990. Ei au preluat metodele din care să stoarcă banii românilor în decursul timpului. Să încheiem atunci această emisiune exact cu ce spunea liderul partidului dumneavoastră, că a făcut curățenie și a renunțat la acei oameni de reacredință în profesie și în viață. Chiar mi-a plăcut cum sună asta, în profesie și în viață. Adică, până la urmă, calitatea umană este cea care spune probabil cuvântul oriunde și pretutinde. Aș vrea să le spun gorjenilor că trebuie să, să așeze în spatele acelor oameni care au dat dovadă Că pot, că au un cuvânt de spus, că știu ce spun, și că prin tot ceea ce au făcut acei oameni care vor să facă ceva, ă, ei să-i sprijine și să meargă mai departe. Nu să-i lase pe hoți să-și facă de cap în continuare. Structurile statului au mers și merg bine la ora actuală. Să zicem, bine. Ei, aceste lucruri dacă structurile statului îi ia și le demonstrează încă o dată românilor, gorjenilor sau tuturor românilor oamenilor românilor. în această țară, tuturor românilor, ei, acest lucru trebuie să îi facă să înțeleagă că trebuie să dea cu ei jos prin votul lor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri invităm și cu altă ocazie, pentru că sunteți acel om care spune, o spune lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că iată, ne-ați urmărit pe această caniculă, ați stat acolo și ați butonat și ați ales în sat și vă doresc în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere! Și eu vă mulțumesc! O seară plăcută!